Elevii școlii gimnaziale numărul 165 din capitală mănâncă responsabil. Sute de copii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani au organizat un târg culinar chiar în incinta școlii, pentru a promova un stil de viață sănătos și o dietă echilibrată. Multe dintre preparate au fost pregătite chiar de elevii claselor primare. Este vârsta la care unul din cinci copii este predispus obezității din cauza unei alimentații neechilibrate. Programul Mănâncă Responsabil este finanțat de Uniunea Europeană. Se desfășoară în alte 8 țări, în afară de România, și își propune să educe tinerii în ceea ce privește consumul responsabil de alimente. La doar 7 ani, Cristi știe că este o persoană altruistă. Îi place să ajute oameni în mod dezinteresat, de aceea a adus la târg cele mai gustoase preparate pe care speră să le vândă și să strângă bani pe care ulterior să-i doneze în scop caritabil. Vindem! Ce vindem? Mâncare! Ce fel de mâncăruri ați pregătit voi acolo? Banane, prăjituri, cornulețe. De ce vindeți voi astăzi mâncare? Pentru că suntem generoși. Ce obișnuiești să mănânci de obicei? Banane. Banane? Doar banane. Adică mănânci foarte, foarte multe fructe, așa e? Da. Dar ce părere ai despre chipsuri, dulciuri? Că te îngrași. Ne îngrașă mâncarea nesănătoasă, ne îngrașă? Da! Pe Dănuț l-a ajutat mama lui să pregătească borcanele cu gem de gutui. A reușit să vândă câteva și este fericit că poate ajuta alți copii care au mai multă nevoie de bani. Ce mâncare vinzi tu? Borcane de murături și gem. Pe mine mă ajută mami. Dacă acest târg ar avea premianți, Luca ar fi putut câștiga premiul pentru originalitate. El a expus la stand pentru vânzare diferite produse alimentare ornate cu Pokémon. Am venit să cumpăr și să mă uit la spectacol. Și cum se pare spectacolul până acum? Până acum e foarte bine. Ce vinzi tu astăzi? Păi un gem și niște brioșe. Am avut multe foi cu Pokémon și s-a gândit mama mea să lipească. După o zi la târg, elevii au reușit să strângă peste 4.000 de lei din vânzarea produselor pregătite chiar de ei. În programul Mănâncă Responsabil sunt înscrise 50 de școli, care organizează acțiuni prin care îi îndeamnă pe tineri să mănânce responsabil și cât mai sănătos.